Se întinde. Mi-ai deranjat din somnul ei. Aici. Mă, Tizi. Sări. Țop. Țop. Vezi și această bestia. Vezi ce cute e? Doamne, atât de drăguță. Reduceri uriașe la orice joc folosind codul PACA. Link în descriere. Respect! Bine ați venit și noi, eu sunt Albaca, Echei Dragiu, și astăzi, după atâta timp, o să facem în sfârșit turul camerei. Eu sunt Camon la Colon Plus, o să vedeți și de ce a venit cu Raluca. Ce așa, Luca? Salut, bine! Salut, Luca de la Măruța a venit la noi să facem turul camerei împreună. Șmecheria este că, după atâta timp, ne-am mutat la București și este și domnul cu camera. Salut! La Luca! După atâta timp, ce ți se pare în camera asta mai ciudat, mai șmecher, mai nașpa, orice? Nașpa? Orice! Trebuie să ai un sentiment undeva în tine. Nașpa... Mi se pare, uite, găina aia, că am speriat-o mai devreme pe Tesi, da. Și m-a spus din cauza asta. Găina asta este găina din toate clipurile vieții. Lui Tesi nu i-a plăcut niciodată, nu mai apăs. Serios, chiar nici nu vreau să fie aici lângă Tesi, pentru că ai supărat-o mai devreme. Deci... O să iau la mine acasă ca să mă... Raluca aici de față este super întristată de Tesi, că dacă dai de găină imediat... Tremură! Frate, dar tremură de când o știu așa! Dar nu cred că e normal. Ba da, e practic trebuie un... Trebuie să mă ierte pentru ce am făcut. E, te iartă, n-are ce să ierte, e un mini chihuahua, practic. Și plus că îi place foarte mult atenția, deci dacă simte că dacă tremură vine toată lumea în jurul ei, practic o să stea aici tristă toată viața ei. Fire în oamenii ăștia, ne-au descoperit planul! Deci, hai să vedem ce avem în camera asta. Hai să o luăm așa de la intrare, intri frumos pe ușa asta unde scrie închis, deci nu intri. Și îl avem pe domnul cu ceau căfâ. Aici sunt recuzita mea doar de tricouri cu ceau căfâ plus alte chestiuțe. Da, port unul și același. Ăsta e unul, stai cum mai sunt pe aici câteva. Dar cum le-ai așa aranjate frumos. Da, ăsta e doi. Stai cum mai sunt. Ghicește câte sunt în total? 4. Ai ghicit perfect, cum te-ai prins. Sunt fix 4, plus ăsta de pe mine. Și la final o să-i dăm la Lucă-i două cadou și pentru ea și pentru Măruță. Acum urmează o lecție de găsește obiectul cu profesorul universitar în găsitologie, obiectantologie, Daragius Alpacus, Puius Nicolaius și nu știu dacă mai am alte nume. Da. În camera asta avem telefonul ei, care nu e al meu. Avem telefonul meu, avem căștile. Avem, fii atent, asta e o șmecherie. Vezi barza asta? Da, ce e? E o barză, dar am pus peștiorul ăsta, vezi că practic e barza la pește. Vezi, e schemă. Barza, nu știu, era în casa asta când am venit aici. Am încercat doar să o fac să semene cu ceva. Asta este... Căștile era aici? Nu, ăla l-am adus eu. Doar era jucăria lui Tesi. De aici jucării de pisici și... N-am vrut să o fac chiar așa, pisică. Da, ăsta este panoul meu cu chestii super mega random și motivaționale și orice întrece prin... Asta e un T-Rex cu un milkshake. Ăla e districul pe care l-am făcut, e o melodie. Ia, stai! Că tu faci pesele cu cele, dar pentru două rime vă văd ca pe cele mele. Ai spus că ești tu mamaia ta, relații frumoase, mamaia mea. O pară, o banană, covrigei. Și o carte pe care o recomand, e biografie al lui Richard Feynman. Mai avem aici masca. Asta e Delphi, delfinul. Și avea și alte nume înainte pe care le-am uitat acum. Ăla este faimosul buton de 100.000 de subscriberi. Niciodată n-am știut ce să fac cu el, doar l-am primit și l-am pus frumos. Ăștia-s banii din YouTube. Și Lamborghini-ul tot din YouTube. Asta este jucăria lui Tesi. Nu mai apăsăm pe ea. No, nici măcar nu-i place, nicio jucărie pe care am luat-o niciodată nu i-au plăcut. Și aia e coroana de test de la video-ul ăla. Dacă vezi, nu mai are niciun diamant o chestie. Aia avea. Aha. Vezi? Aha. Aia, asta practic era o fază în clip pe care o să pun acum pe ecran, în care am aruncat coroana. S-a făcut zoo, practic, și aveam două în cască, se sparge una dintre ele. Și practic aia pe aia am purtat-o pe cap, pe asta am distrus-o. Ăsta este un fan art făcut de Bea, super mega șmecher, pictură, încape la perfecție acolo, am zis de ce nu. Și ăla e șoricelul de care speram să te sperii. Asta am zis, sperai să mă sperii, nu? Dar nu te-ai speriat și... Nu, no, sub nicio formă. Cred că nici lui Tesi nu-i place. Ba, da, asta-i place că se mișcă, orice se mișcă pe jos, iubește. Tesi, uite ce avem aici. You what, mate? Nu, nu se facă nimic, dar... Joacă-te. Nu o să joace în viața ei cu chestii. Dorme acum. E prea prințesă. Dar îl pupă, asta-i tot ce face. Domnul pește cool, nu e foarte cool, uite din față, cum se vede.
Un pește cu ochelari. Da, și acolo sunt restul. Uite, și asta l-am folosit tot în chestia aia cu melodia respectivă. Ăștia sunt ochelarii pe care hai, i-am folosit. Sunt foarte tari. Ăștia sunt taică meu și nu știu dacă au aur real sau nu. Erau băgați foarte adânc undeva în tenebrele casei de la Vâlcea. Doamne, cât sunt de tari. Îmi plac. Well, spune asta lui taică meu. Acolo ce ai? A, ăstea aici trage trină cu mână de partea aia și trage așa. Acum aici sunt practic toate rechizitele pe care le folosesc eu și în vlogul și așa mai departe. Aici, astea sunt foi. Astea sunt foi folosite. Dacă le luăm așa și ne întoarcem pe dos, ăsta în sine. Da, uite, ăsta e, de exemplu, un script pentru o parodie animată. Practic eu desenez, ăsta pe foaie, fac desenul pe hârtie și după aia îl pun pe calculator. Doamne, cât de tare. Asta e o recomandă care nu mai știu ce face. A, se trebuie la calculator. Vedeți cu culorile din calculator? Să schimbă de la comanda asta, nu mai are baterie, îmi pare, nu o pot schimba. De ce mi-ai spus și acum zici că nu mai are baterie? Aici e masa ta de lucru, bănuiesc, nu? Mini masa mea de lucru. Aici, practic, fac orice înseamnă lipiri, cartoane, desene... Rama. Rama aia, da. Uite, asta și asta e fanart. Asta e un fanart făcut de o fată, Lisandra, de pe Insta. Mersi, Lisandra. Alea sunt posturile pe care le tot pierd. Bine că le-am găsit acum. Toate șmecherile astea de obicei ajung aici împrăștiate pe toată masa, în toate direcțiile posibile, cu fiecare notă. Tot ce vezi pe tabla asta de obicei acolo apare prima oară. Dacă nu e pe aia pe hârtie igienică scrisă pe undeva pe masă, dar de obicei apar pe chestiile alea. Asta este cartea pe care o scriu acum. Asta e jurnalul universitor. Asta practic e un fel de... Nu o să înțelegi ce scriu, nu te nu încerca nimeni, nu știe nici mama. Practic e vorba despre o lume unde nu există mecanică, există doar magie și practic trebuie să creezi totul din magie. Tu scrii cartea? Da, și desenez la ea. Uite, de exemplu, ilustrații. Asta e ilustratorul, dar n-am făcut foarte multe. Mama! Gen, ăla e regele Brotac. Nu sunt foarte multe și nu știu să colorez neapărat chestiile astea, astea sunt esențele, în fine, nu o să înțelegi nimic, de din carte. Cam așa se întâmplă ideile mele în general, le scriu foarte oribil într-un colț, cum ar fi carticica asta, care nu o să înțelegi nimic în ea, după aia le pun pe tablă, după aia din tablă le duc într-o direcție mai finisată, cum ar fi aici sunt desenele bune. De exemplu, Giuseppe ăla există și prin cartea asta pe undeva, nu știu unde, dar există și desenat urât. Și astea cred că sunt făcute tot de tine, sau așa mi-ai zis? Da, astea sunt făcute de mine. Nu, deci toate șmecherile astea de lemn, de obicei asta cu ceaucăfă, e o chestie care a rămas de când lumea nu știu cum s-a format hashtag-ul ăsta. Pur și simplu l-am pus pe tricou ăsta. Bine, cândva în viața asta l-am purtat eu și după toată lumea a zis că trebuie să-l punem peste tot. Și a rămas așa, ce o cufă. Punerea Marcel, ăla-i Marcel. Marcel, Raluca. Marcel. Acolo ascuns în spate, e o chestie care ar fi fost foarte șmecheră dacă se vedea. Nu știu ce a picat. Asta e mini alpaca. Da. Asta am primit-o din Spania de la voi, na? Cadou de nu mai știu ce zi. Asta e masă, pur și simplu luată după LX, nu mai știu de unde am luat-o. Mai avem monitoarele, în fine, sunt 3, înainte aveam doar 1 și era ăla micul de acolo. De când am astea 3, e mult mai șmecher să lucrez, pentru că practic pot să-mi pun animația pe o parte, să editez pe o parte, să mă uit la un clip pe o parte. Na, asta e așa de important. Noi acum suntem cu o oră în urmă față de ceasul ăsta, pentru că s-a dat timpul înapoi. Dar ceasul e important pentru că practic îți pierzi focusul de la chestia asta mică de aici și când editezi, de exemplu, o chestie de 8 ore, ăla te mai trezește la realitate să-ți dai seama cât timp a trecut de atunci. Să editezi? Da, normal când editez o chestie durează măcar 6-8 ore, așa la minimul de obicei. Și înseamnă o zi întreagă într-un colț singur aici, în întuneric. În afară de masă, microfonul ăsta e foarte important, pentru că înainte să am microfonul ăsta era super nașpa audio. Aveam un microfon de la telefon, de la camera asta web, îți dai seama ce microfon poate să aibă așa ceva. Bine, asta e farmecul, acum îți amintești de... Da, mie mi se pare foarte important să... poți să evoluezi cumva și să vezi la ce ai ajuns, pentru că practic apreciez mult mai mult dacă aveam de la început, nu da, mai... Da, și e important că ai trecut prin toate etapele, exact, nu? Exact, și na, boxele și boxa aia care e super mega cool. Hai să vezi ce face boxa asta. Ar trebui dacă are baterie, te rog. Cu luminițe poți să dai ce culori vrei tu. Și dacă avem și un telefon în viața asta al meu, exact. Nu, altul e nașpal. Așa, s-a conectat. Și acum zi o melodie, orice vrei tu. Lady Gugu a lansat acum o piesă nouă. E coloana sonoră. La ce? Film. Care? A Star is Born. Și ai văzut filmul? N-am văzut, am văzut. Adică tare să vezi. Se mișcă. Dacă te-ai departe să rești maker. A, ăsta e important, e viața. Vezi scaunul ăsta foarte mega folosit. Scaunelul ăsta, cred că l-am din, de la
5 ani sau ceva în genul ăsta. Pe ăsta am stat, aici se punea Bradu când eram mic. Bradu? Da, se punea Bradu. Și l-am păstrat efectiv să-mi pun picioarele pe el, dar a rămas în istoria mea de la Vâlcea. E... Dar și l-ai dus până la București. Da, ți-am spus, totul are o istorie. Deci din câte îmi dau seama te atașezi așa de lucruri. Da, ca profesor obicei, dar da. Da, săgetător. Și cam asta e camera în mare parte. Pur și simplu o chestie ok. Și aici o să fie nou setup de vlog. Până acum n-am mai filmat aici. Fix așa o să vină. Până acum filmam cu spatele la chestia asta. Și Tessie se vedea frumos și se speria. Și tu te pui lângă Tessie. Tessie, sper că ne-ai iertat. Că am speriat. Și ca să terminăm turul, ca să stea frumos. A, pe lângă, ai mâncarul Tessie, dacă te aștept cu ceva. Nu vrei să facem schimb de câini? Nu. Hai, te rog. Eu prefer pe Tessie toată viața mea. Nu-mi place când tremură. Păi tremură că e băgat în seamă, ți-am mai zis, nu are neapărat un motiv. A, și la spenele lui Tessie, de alea sunt importante, totuși al Tessie e important. Da, acolo unde scrie bestia. A. Să înțeleg că ăla este locul ei. Da, deci chestia asta, practic aici, dacă o stă Tessie, vine aici. Hai. Se întinde. Ai deranjat-o din somnul ei. Aici. Mă, Tessie. Sări. Țop. Țop. Vezi și această bestia. Vezi ce cutie? Doamne, e atât de drăguță. Bine, și fără semn era o bestie, dar acum e o bestie cu semne. Și cam asta e camera mea, mare parte. Nu e așa mare, nu e așa spectacol. Auzi, vezi, s-a urcat înapoi acum. Vine aici lângă mine clipa. Se face ca șoricar, așa facem un șoricar, fedem. Asta este tehnica. Se face cocoloș acum și își face un bârlog, mini bârlog. Vezi? Și a scoate doar nasul. Ai, mă. Vezi? Doamne, te ești superbă. Și cam asta e camera. În mare parte, ai vrut să arăt și un pic din restul casei care... Oh, Hawaii pe ușa asta a fost default de când am venit, după tine. Hai. Asta este camera lui Voinea, pe care probabil nu, în care nu vrei să intri după semne. Scrie, da, și-a pus special chestia asta. Asta e bara pe care nu prea folosesc. Dar e acolo, pentru că unul a picat valicuia odată. Nu mai vreau să mă urc pe ea, dar ține, cred că. Și tu dai cu capul, da, știu. Asta e rotorul care pică într-una. Deci când nu postezi din cauza rotorului ăsta. E efectiv net prost. Am shake făcut de tine. Da, asta e shake-ul făcut de mine, care aparent îți place. Prietenii tăi știu că tu gătești? Shake-ul ăsta nu. Serios? Da, banane probabil știu că gătesc. E foarte bun. Mersi, eu n-am mâncat încredere în el, dar dacă tu spui că e bun, să punem în continuare. Asta e o bucătărie, pur și simplu, n-am făcut nimic în ea, nici nu intră, nu-i apară rău. Poate de intra, asta e Marcelul 2. Asta prima oară, deci imaginează că prima oară, nu, de bara, e cu multe chestii care pică peste tine dacă deschizi. Prima oară când am intrat în casă, deci fix ăsta s-a văzut prima oară. Pur și simplu, gândește că intri pe ușă cu o doamnă care vrea să te arate casa și vezi că o să mă ușă. Și nu știam, adică nu mi-am dat seama prima trebuie să mă gândeam tuneric ce e mai exact cu ea. Și de atunci a rămas aici, a și zgâria voia cu cheia din greșeală luată. Și asta era Luca, eu am fost Sarajiu Alpaca, sper că v-a plăcut. Hai să vorbim când și vedem. Sper că v-a plăcut urul casei astea. Luca, cum ți-a părut? Mie mi-a plăcut. Ai o casă foarte personalizată și îmi place. Da, ce-o să fac din ce mai personalizată. Și ești foarte talentat. Dacă ne mai vedem cu Luca cândva, o să vă zic, ne punem pe Insta, pe Insta Story-uri și care-i YouTube-ul tău? Raluca Băluș. Ei, căutați-o acolo pe Raluca și poate pune și ea ceva vreodată în viața asta. cu el. Da. La trei ca de obicei, ăsta e outro-ul meu, cred, e important, okay. E diferit de stai orice mai. Noi filmăm un outro. Da? Și să facem împreună. Facem împreună. Așa? La trei ca de obicei, Alpaca King Out. Unos, dos, tres. Respect! Nu. E, acum știe. Pa! Respect! Alpaca e legiune, fiecare dintre noi are câte o misiune. Aleg piturile grele și începe nebunia. Acaparăm internetul, vreau să umple România de respect. Andrei, stai!